Stați, vezi ce am făcut. Sărăcuța. Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou daily vlog pe canalul meu. Înainte ca videoclipul ăsta să înceapă, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe, că mă motivează enorm de mult. Mai avem puțin și facem 4.000 de abonați. Uite atât de puțin mai avem și facem 4.000 de abonați, ceea ce e foarte, foarte, foarte tare. Mergem pe drumul către 5.000, după aia către 10.000 și avem niște goluri așa pentru anul ăsta. Sper ca până la finalul anului să ajung la 20.000 de abonați. Ăsta e goal-ul pe anul ăsta. Da, e un daily vlog. E un vlog de fapt, nu e daily vlog, pentru că daily vlog ar însemna să mă filmez în fiecare zi. E un vlog, e ora 12 și avem ceva treabă. Trebuie să merg până la bancă pentru că mi-a expirat cardul și trebuie să iau nouă card care deja a ajuns acolo, sper să-l găsesc. Și după aia mai avem câteva chestii de rezolvat prin oraș. Așa că, da, să înceapă vlogul de astăzi. N-am mai făcut un vlog de mult, sunt mega bucuros pe treaba asta, pentru că chiar mi-am dorit să filmez ceva de genul ăsta și n-am... Mamă, e regoasă grave și nemul la cap. Hai de viața mea! Mă. Mare buton de start-stop aici, mamă, cici. Tocmai am realizat că va trebui să spăl mașina, pentru că e jale, ești nebun la cap, n-am mai pornit-o de 3 zile, cred, ceva de genul ăsta. Și când am venit aici acasă, ploua grav, la modul ploua. Și nu mi-am dat seama că oricum o să murdărească la un moment dat. Și e jale, cred că prima fază, prima chestie care trebuie să o fac, ar trebui să o spăl prima oară și după aia să mergem unde avem treabă. Da, cred că ar trebui să mai lucrez și la treaba asta cu freza, ar trebui să mă tund, dar o să las treaba asta să o fac pe weekend. Da. Iar n-am lichid de parbriz. Altceva. Vorbim de altceva. A? Altfel arată când e curată. Da, am ajuns în oraș până la urmă, e jale, ești nebun la cap, nu am apucat să filmez, e foarte aglomerat, foarte greu, am găsit loc de parcare. Pusă cam aiurea aici, s-ar putea să-mi iau sală de poliția locală, dar o să dureze foarte puțin, sper. Mă duc la bancă să iau cardul ăla, sper să-l aibă aici. Și după ce am rezolvat treaba asta, cred că mergem până la Dedeo. În spatele meu vedeți Dedeo, asta înseamnă că deja am fost și am rezolvat cu cardul și chiar am rezolvat. Mi-a dat un card mai frumos de data asta și mai nou. A trecut 2 ani de când am schimbat cardul, că mi se pare că odată la 2 ani se schimbă sau ceva de genul ăsta. Sau la 3, chiar nu mai țin minte. La 3 ani cred că, dacă mă înșel, pentru că acum am dată de expirare pe 2024. Ce fac la Dedeman? De ce vreau să intru la Dedeman? Vreau să mă uit după un scaun de birou. Nu știu dacă vreau neapărat scaun de game. Vreau un scaun de birou ca să nu mă mai doară spatele. Am venit în primul rând să-mi fac o idee aici. Dacă nu găsesc aici, s-ar putea să comand de pe net. Am găsit eu ceva, dar o să vă arăt acasă, ceva pe Altex. Și am luat cineva, un prieten, să spunem așa, un scaun de gaming de la Miria, undeva la pasul de lei, dar vreau să văd ce găsesc aici de birou. Da, așa că Dedeman, dacă mă vedeți, sponsorizați-mă, dați-mi un scaun de birou. La 3.000 de abonați pe care am eu, maxim 2 șuruburi dacă îmi dați. E ok. Da, hai să intrăm să vedem ce găsim și rezolvăm. Da, cred că ceva de genul ăsta caut eu. Cred că ceva de genul ăsta. Cred că așa ceva de genul ăsta o să rămână la 400 de lei. În același timp, și ăsta e șmecher de aici, la... cât era? Ai 700 de lei și no name. Banii ăștia ar putea să cumpăr altceva mai șmecher. Deși are suport, am văzut că arată destul de bine. Să mă uit pe cel de la Miria și vedem care e treaba cu el, că s-ar putea ca ăla să rămână de fapt și niciunul de aici. E ok și ăsta de aici, doar că
n-are roți să ne se învârte. M-am uitat, mi-am făcut o idee, probabil o să rămân la versiunea de pe Altex a unui scaun de la Miria, că era mai accesibil și ca preț și ca dotări, să spunem așa. Ca să nu ies, dau mă încet aici, ca să nu ies cu una goală, mi-am luat niște lichide parbriz, pentru că, da, reușit să fac să se stingă becul de acolo din bord. Nu mai este nimic acolo, vedeți? Până acum aveam probleme cu el, tot așa, tot apărea acolo, mă era stresat. O dată pe săptămână, cel puțin, cred că bag în rezervorul ăla de lichide parbriz, consumă foarte mult lichide parbriz. De fapt, eu consum foarte mult lichide parbriz și 20 lei un bidon. Hai că da. Să vezi ce-am făcut. Ești nebun la cap. Am dat în bordură. A, uite ce-am făcut aici. E frumos așa? E prea joasă, nu treci de borduri. Nu în bordură, asta într-adevăr, nu altă borduri de pe stradă. Dar uite-o leacă. Am. Da. Sărăcuța, asta este. Hai că am ajuns și acasă și să vă explic cum a fost faza, cum am reușit eu să ating mașina. Am vrut să intru să parchez, practic, nu a fost nimic complicat. Puțin cu fața, trebuia să fac o laterală, doar că am intrat cu fața, se putea și cu fața, doar că nu știu de ce, m-am uitat în stânga, că venea un taximetrist cu viteză, m-am uitat în oglindă și m-am uitat în dreapta, am ras bordura. Pentru că mașina mea, partea din față, e foarte joasă și nu trece peste bordura, așa că am făcut râșc. Nu e o mare chestie până la urmă, e doar un element de vopsit sau pur și simplu pot să vopsesc partea aia, dar asta urât așa. Se mai întâmplă și chestii de genul ăsta, nu e nimic grav, poate considera accident cu bordura. Teoretic e accident, pentru că dacă ai fi la școala de șofer și lovești bordura cu orice, cu roata, nu contează, dacă o lovești, se nu consideră accident. Trebuie să fie parcarea făcută la perfecție. După ce e permisul, nu prea mai contează, că e mașina ta, știi ce zic? Adică, na, dacă vrei să o bățești, bățești, dacă nu, aia e. Oricum, o clipă de neatenție, cât m-am uitat eu în stânga, am rașchetat bordura. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Sper că mai reușesc să mai fac astfel de vloguri. Nu știu exact când o să postez. O să încep să mă apuc de editat la el, dar nu știu cât o să-mi ia. Dar promit că în cel mai scurt timp o să-l postez pe canal. Da, nu uitați de sponsorul clipului pe care îl găsiți în descrierea acestui videoclip. Nu uitați de butonul de like, de butonul de subscribe ca să facem 5.000 de abonați cât mai repede. Ne apropiem de suma de 4.000 și sper că ne apropiem și de suma de 5.000 cât de curând. Până data viitoare, nu uitați, eu am fost Ciobi și da, lăsați un comentariu cu părerea voastră despre acest videoclip. Cam atât, v-am țucat!